Citit din Evrei, capitolul 12, mi-a pus Domnul pe inimă să privim în Scripturi, în mod deosebit în acest text, dar nu numai, cum putem să rămânem în familia lui Dumnezeu. Evident că întâi ar fi logic întrebarea cum putem să ajungem să fim în familia lui Dumnezeu, să fim înfiați. Fanfariștilor, dacă ar fi să vă legitimăm așa prin Duhul să ne fie dat, cine-i înfiat să ne arate certificatul de naștere, care nu să se caute și să vadă, spună, n-am, nu s-a întocmit încă, că nu-i născut din nou. Sau dacă sunt între cei maturi prieteni veniți, cam asta ar fi legitimarea în biserică, actele. Totul se face pe bază de legitimarea aceasta. Ce har au cei ce au fost înfiați, născuți din nou și pot să-i spună lui Dumnezeu cu adevărat Tată. Cum are fratele Costache Ioanid versul acela, când să-i spunem lui Dumnezeu Tată, în fața slavei sclipitoare, în ceasul lumii cel mai greu, când va ploa cu foc și cu pucioasă și când vor cădea astrele și ființele cerești și omenești se vor îngrozi, zice el, să poți să-i spui privind spre Dumnezeu, e Tatăl meu, și el să te recunoască și să spună, da, Fiul meu, intră în moștenirea pregătită de la întemeierea lumii. Doamne, ajută-ne să fim acolo, că loc este, am în cape cu toți. Ca să fie acceptat în familia lui Dumnezeu, trebuie să fii iertat de păcat și asta știm cu toții și noi, insist eu și copiii, se realizează prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Că Dumnezeu prin păcat a izgonit omul din Eden, a fost interzis accesul la pomul vieții și prin Domnul Iisus Hristos ni se dă din nou acces la viață și la înfiere în familia divină. Și pentru aceasta spun din nou, slăvit să fie Domnul. Asta spunea Domnul Iisus. Bucurați-vă mai mult decât orice pe lumea asta, că numele vă sunt scrise în ceruri. Acolo e catalogul, evidența fiilor lui Dumnezeu. Cât despre ceilalți vă spune, căutându-i în acte, nu figurați, nu vă cunosc. Doamne, păzește-ne de așa ceva. Dar, cum vă spuneam, vreau să vedem că noi suntem, cea mai mare parte, membri în familia lui Dumnezeu. Cum putem să rămânem? Dragii mei, dacă odată păcatul îndepărtat am fost acceptați în familia lui Dumnezeu, să știți că numai păcatul ne poate da afară. Nu există altă problemă care ne poate îndepărta de Dumnezeu. În capitolul 12 în Evrei scrie în finalul versetului 10 că Dumnezeu vrea să ne facă părtași sfințeniei Lui. Ce înțelegeți prin aceasta? Vă citesc și spune și Petru în a doua sa epistolă la capitolul 1, versetul 4, să ne facem părtași firii dumnezeiești. Și îl mai cităm și pe Ioan, să avem 2-3 martori, mari oameni al Dumnezeu, apostolii 1 Ioan, capitolul 1, versetul 4, și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Versetul 6, dacă zicem că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul, dar dacă umblăm în lumină după cum însuși este lumină, avem părtășie cu Tatăl și cu Fiul și unii cu alții. Și sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui, ne curățește de orice păcat. Iată că și aici avem dovada, păcatul odată îndepărtat, suntem acceptați în părtășia cu Dumnezeu, ca să vă fie ușor de ținut minte, ori în părtășie cu Dumnezeu, ori în păcat. Când cazi în păcat, s-a rupt părtășia. Când este îndepărtat păcatul, revenim în părtășie, în comuniune cu Dumnezeu. Și spunea Domnul Iisus Hristos, adresul Tatălui, citim rugăciunea din Iman 17, versetul 3, că asta va fi frumusețea veșniciei, să fim în părtășie cu Dumnezeu.
Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singur Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Asta ar fi dovada că suntem în familia lui Dumnezeu, că avem părtășie și cu Dumnezeu și cu frații, că ne cercetează Duhul Sfânt, Domnul este aproape de noi, spre frați și surori privim cu drag și spre lume și spre păcat, toate porțile s-au închis. Lumea răstignită față de noi și noi în părtășie cu Dumnezeu Tatăl. Doamne, lasă cercetarea asta în popor. Este o mare problemă în vremea noastră. De altfel, problema a fost dintotdeauna, dar acum se pare că se amplifică păcatul. Aici e toată bătălia, dragii mei. Dacă reușim să trăim fără păcat, suntem ai Domnului. Dar scrie aici în versetul 1, Evrei, capitolul 12, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară, așa de lesne. Am avut botez în luna iunie și de atunci încoace, zilele astea, am mai dat telefon la unii din cei ce s-au botezat, pe unii am mai întâlnit pe aici, alții m-au căutat ei și unii dintre ei cu durere mi-au spus, cu durere am auzit și eu, iar au păcătuit. Asta nu înseamnă că numai ei. Ce se întâmplă de atâta păcat? Și vorba fratele Eugen de dimineață, ne merge numele. Ce trebuie să facem să nu mai cădem în păcat? Și să nu mai pierdem părtășia asta cu Tatăl. Uneori vedem tinerii care la stăruință s-au bucurat părtășie cu Domnul și unii cu alții, n-ar mai fi plecat. Și după săptămâni sau luni vezi că părtășia nu-i mai vezi la rugăciune. Dacă îl întreb de părtășia aia din Odăiță, e cam puțin pasiune pentru Biblie, tot sec. Ce s-a întâmplat? Păcatul. Am citit, de fapt era o predică a fratelui Erlo Stegan din Africa de Sud, spunea că stăteau la o părtășie de studiu biblic undeva într-o curte și mai spre capătul grădinii o fată lângă un copac plângea. Și s-a dus la ea și a zis, de ce plângi? A zis, de 2 săptămâni nu mai pot vorbi liberă despre Domnul cu nimeni. Nu-L mai simt aproape. Și le-a zis, dacă vă întreb ceva, vă râdeți de mine. Frate, a spus, nu, analfabetă din Africa. O zis, este în Biblie o carte la care zice Isaia? Și fratele zice, este. Dar este până la capitolul 59? Este. Și vă rog, citiți în versetul 2. Îl citesc și eu. Asta visase ea. Nelegiurile voastre pun un zid de spărțire între voi și Dumnezeu, păcatele voastre vă ascund fața Lui. Și îl împiedică să vă asculte. Și a zis copila asta, acum 2 săptămâni am comis în păcat. Și de atunci am pierdut tot. S-a mărturisit și cu multă bucurie s-a văzut din nou acceptată în familia lui Dumnezeu. Fie seara asta un moment de cercetare. Pentru cei ce au pierdut părtășia cu Domnul, să-L reîntâlnească și să se bucure de părtășia cu Tatăl și cu Fiul Său, cu frații, cu adunarea. Și când întreba cineva cum a fost duminică seara la adunare, să nu spună, a, numai noștri au fost, sau m-am... Nu, nu, când prinzi părtășia asta, ți se pare că ai fost nu la Betel, la Ierusalimul de sus și te-ai întâlnit cu Domnul și Domnul îți dă har și cercetare, mărit să fie Domnul. Dragii mei, spun la tineri și la toți, în seara asta Domnul așa a îngăduit să ni se citească din Evrei 12, unde scrie să fim atenți la 2 lucruri și tot cu P, că așa e limba asta românească. Să dăm la o parte orice piedică, identificăm noi corect piedicile?
Pe unii împiedică un buletin de știri. Pe alții un telefon și taifasul ce urmează. Pe alții împiedică, știu eu ce, visări ale lor. Și pierd momente speciale de părtășie. Pierd cugetul acela sensibil. Să fim atenți. Le tot spunem noi la tineri, lepădați practicile lumești. Unii sunt prinși de muzică, alții de sport, alții de fel și fel de curiozități. Îmi spunea un copil, vreo 10 ani sau cât are, zicea, dar multe are internetul ăsta. O, are nu multe, foarte, foarte multe. Atâtea are de multe din ne-ar umplea pe toți, din ne-ar goli pe toți. De tot ce avem bun și să ne bage în mintea noastră toate câte ar aduna. Dar la ce folos? Ne-ar îndepărta de Domnul. Să observăm piedicile, dragii mei. Uneori e lăcomia de avere, alteori sunt patim, câte toate din lumea asta. Uneori alți oameni ne împiedic. Și Scriptura spune aici să dăm la o parte și să ne facem culoar, să alergăm cu stăruință spre împărăția lui Dumnezeu. Nu-i timp, dragii mei, de fel și fel de atracții păcătoase. Lumea asta e spre capăt. E bine să muncim, să ne prindă venirea Domnului în pat, dacă e noaptea, la moară, dacă e ziua, la ogor, dacă e cazul, în activitățile noastre zilnice, profesionale, dar gândul să ne fie la Domnul, care vine în numele Lui să fie slăvit, să-L așteptăm binecuvântat să fie numele Său. Atenție așadar la aceste piedici. Dați-le la o parte, că de aici apar păcatele. Diavolul nu te poate prinde de mână când alergi, ci când încetinezi pasul și te uiți într-o parte în alta și te îndelenicești așa cu de toate. Mai este un P aici. Scrie în versetul 12, întăriți dar mâinile obosite și genunchii slăbănoriți, scroiți cărări drepte cu picioarele voastre pentru ca cel ce șchiopătea să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecat astea-s pricine de păcătuire. Tu nu mergi drept și îl împiedici pe altul. Și vai, spunea Domnul Iisus Hristos, citesc Evanghelia după Luca, capitolul 17, despre piedicile, despre pricinile păcătuire de la versetul 1, este cu neputință să nu vină. Dar vai de acela prin care vin. Ar fi mai de folos să-i se lege o piatră de moară decât să fie aruncat în mare, decât să facă pe unul acest micuț să păcătuiască și urmare să piardă părtășia cu tatăl și cu fiul și cu frații, cu familia cerească. Că despre asta vorbim. Cum poți să rămâi în familia cerească? Să nu fim pricină pentru nimeni, nici spre iudei, nici pentru greși, nici pentru biserica lui Dumnezeu, scria Pavel în Corinteni, capitolul 10. De aceea, atenție, eu trebuie să fiu atent, nu doar la mine însumi, eu nu circul singur spre împărăția lui Dumnezeu, ci suntem în comunități, în familie, în societate, și alții care ne văd vor da slavă lui Dumnezeu sau vor fi împiedecați, că și cu tare face. Ba chiar să îl provoși pe un altul. Tineri dragi, nu-i târâți și pe ăștia la alții, care-i câte unul mai mare în familie, nu-i amăgiți și pe alții. Nu fi pricină de păcătuire, e grav. Din cuvintele Domnului rezultă că mai bine ar muri cel care e pricina, că el oricum e vinovat. Să nu mai facă și pe altul să păcătuiască. Așadar, atenție la piedici și la pricini să nu se ajungă la păcat. Doamne, fie-ți milă! Și atât de atenți trebuie să fim încât scrie aici în versetul 4, voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului. Și am îndemnul să vă fac o propunere. Dacă vreți, n-am cum să vă urmăresc. Deci nu-mi propun asta. Fiecare familie când merge acasă în seara asta, să discute cu copiii, cum poți să te lupți până la sânge împotriva păcatului? Eu întreb, dacă cineva
nici nu se forțează să postească, se luptă până la sânge? El nu se luptă nici până la foame, până la sânge e mai departe. Dacă cineva nu e gata să riște ruperea unei prietenii cu lumea, bine ar fi rupte toate, se luptă până la sânge? Spunea Domnul, dacă vine cineva la mine și nu urăște pe, păi lui ce-i dragi? Nu-i vrednic. Lupta până la sânge este ceva să strigi, să postești, să te rogi, să ceri ajutor, să nu te lași, să te împotrivești, până la sânge. Cu toată împotrivirea celor din jur, cum scrie în versetul anterior, 4, îl dă ca exemplu pe Domnul Iisus Hristos. Așa că, măi băieți, să nu mai spuneți, frate, n-am putut, nu te-ai luptat până la sânge. Ai încercat așa puțin și te-a prins vraja din nou. Să nu mai spună nimeni din cei ce s-au certat sau din nou s-au scăpat, s-au clevetit, că mi-am propus, dar iar m-am scăpat. Dar te-ai luptat până la sânge? Dacă ar fi să dăm un exemplu fizic concret, povesteau frații din fosta Uniune Sovietică, n-au știut cum să-l mai corupă pe un credincios în lagăr, în închisoare. Și atunci au recurs la o ademenire, au introdus cu el în celulă pe o femeie imorală. Să stea cu el zi cu noapte, să-l provoace. Când și-a dat seama de pericolul ăsta, așa s-a mușcat cu dinții de mâna lui să curgă și a spus, Doamne, nu mă las! Și femeia a fost îngrozită și a zis, scoateți-mă afară. Omul acesta e în stare să moară. Nu vrea nici măcar să se uite spre mine. Luptă până la sânge. De ce? Că altfel te scoate din părtășie, din cortul acela frumos, cum scrie în Apocalipsa, unde va fi Dumnezeu cu oamenii. Și-i dat aici un exemplu de Esau. Știți că scrie în Biblie că la masă va sta Avram, Isaac, Iacov. După părerea mea, cel mai trist va fi Ismael, Esau, și o să spun, uite, acolo-i bunicul, ăla-i tata, ăla-i frate meu, și eu, tata afară. Să zice, ăștia au stat cu mine pe bancă la fanfară. Și uite-i cum cânt acolo în cer. Eu m-am botezat deodată cu ăștia, am fost la Betel. Și uite că mă dă afară. Aici scrie în versetul 15, lua seama că nimeni nu să se abată de la harul lui Dumnezeu. Ăștia nu sunt oameni nemântuiți, ăștia sunt din ăștia cu un drept de întâi născut, pierdut. Că n-au fost atent la piedici, ba mai sunt de vină și alții cu pricini, au păcătuit și au pierdut părtășia cu Tatăl. Îi zicea David lui Solomon în 1 Cronici, capitolul 28, versetul 9, eu le tot spun la tineri versetul ăsta să-l învețe pe de rost. 1 Cronici 28:9. Și tu, fiule Solomone, cunoaște pe Dumnezeu tatălui tău, slujește cu toată inima, cu un suflet binevoitor, căci Domnul cercetează toate inimile, pătrunde toate închipuirile și toate gândurile, Dumnezeu intră în profunzime, în amănunțime. Dacă îl vei căuta, se va lăsa găsit de tine. Dar dacă îl vei părăsi, te va lepăda și el, și apare un cuvânt greu, pe vecie, Doamne. Măi tinerilor, frați, surori, de ce riscăm veșnicia? Cine are convenție cu ziua de mâine că nu moare? Păcatul îți fură veșnicia, părtășia cu Tatăl. Dacă am conștientizat noi asta, oricine simte că n-are părtășie și se simte vinovat, n-ar mai dormi în noaptea asta. Dar se pare că nu mai considerăm gravitatea păcatului la norma la care o prezintă Scriptura. Și din acest motiv, pentru că Dumnezeu n-ar vrea ca să ne piardă ca pe Esau, îi mai rămâne o variantă. Dar rețineți
posibilitatea aceasta al Dumnezeu nu este pentru toți salvatoare, că unii se împotrivesc, zicem, profeți. Și cu toate acestea, să vă citesc doar din Amos, spune Scriptura, și unul Dumnezeu recurge la asemenea metode. Amos, capitolul 4, versetul 6, v-am trimis foamete, cu toate acestea tot nu v-ați întors la mine, la părtășie. N-am vrut să dau ploaie, și spune finalul versetului 8, și cu toate acestea tot nu v-ați întors la mine. Urmează altă pedeapsă, finalul versetului 9, cu toate acestea tot nu v-ați întors la mine. Versetul 10, cu toate acestea tot nu v-ați întors la mine. 11, cu toate acestea tot nu v-ați întors la mine. O, bunui Dumnezeu, auzi de câte ori vrea să ne tot întoarcă la El. Să ne rugăm, cum scrie în profeți, Doamne, întoarce-mă Tu și mă voi întoarce. Dumnezeu lasă libertate. Știți episodul cu Balaam? I-a zis Dumnezeu, nu te du. Da, insistențele, gândul la banii aceia, l-a făcut să mai întrebe odată pe Domnul. Și Dumnezeu ce a făcut a doua oară? L-a lăsat cu mențiunea, vezi că e periculos. Cum îi spuneam odată la o tânără, nu te încurca cu un băiat din lume. E prea riscant. I-a zis, eu încerc. Măi copilă, câte s-au nenorocit. Eu nu cred. Și bietul Balaam s-a dus. Dar ce e interesant acolo? Și m-am gândit de multe ori la asta. Dumnezeu îl lasă să meargă și pe de altă parte iese înainte. Cum adică? Dar de ce nu l-a oprit atunci? Pentru că Dumnezeu nu-ți restrânge libertatea. Dar spune ce urmează, îți spune ce să faci. Dumnezeu ne-a creat ființe libere, dar dacă noi vrem să mergem, Dumnezeu spune, nu te du pe acolo. Pe de o parte îl văd pe Dumnezeu că i-a zis lui Balaam cu o mână, du-te dacă vrei, și cu cealaltă, ah, ce nu te-aș lăsa, că Dumnezeu știut că nu se mai întoarce înapoi. Așa e că nu s-a mai întors. Da, s-a pierdut pentru vecii vecilor. Și ca să nu ne pierdem, deși, repet, unii se vor pierde în pofida acestor intervenții a lui Dumnezeu. Tot nu v-ați întors, tot nu v-ați întors. Și în final se pierde harul, ultima șansă și mântuirea. Cineva odată a vorbit cu mine și știam că de mai multe ori a tot căzut și iar s-a jucat cu păcatul și a glumit și iar a continuat să păcătuiască. Și am zis, Doamne, ce-i cu omul acesta? Parcă m-am înfiorat așa în Duhul meu și am deschis Scriptura și mi s-a deschis la Fapte 1, unde scrie în versetul 20, locuința lui să rămână pustie, nimeni să nu locuiască nea și slujba lui să o ia altul. Nu că avea vreo slujbă anume, parcă în tinerețe a avut ceva, dar de la Domn m-am îngrozit. N-am putut să vorbesc cu persoana aceea. Probabil este lepădată, nu știu exact. Nu mi-aș dori să știu. Și ca să nu ne scape, scrie aici în Evrei 12 că Dumnezeu recurge la pedeapsă. Și vă rog, ascultați-mă versetul 4 și 5. Voi nu v-ați potrivit încă până la sânge în lupta potriva păcatului și ați uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii. Fiule, nu desprețui pedeapsa Domnului, îți pierde inima când ești mustrat de el. S-ar putea pedeapsa Domnului să meargă aceea până la sânge. De ce e mai ușor nu împotrivirea până la sânge decât pedeapsa până la sânge? E grozav lucru să cazi în mâna lui Dumnezeu. E grozav să cazi și așa, cu îndurările lui, sub pedeapsă și mântuire în final, să cazi sub o sândă aceea, e groaznic, e de nepovestit. De aceea zice în 1 Corinteni că sunt între noi mulți neputincioși și bolnavi și dorm și fel și fel de alte pagube și de pedepse, că Dumnezeu are o listă lungă de pedepse. S-a dus Gad la Natan, 1 Cronici 21 sau varianta 2 Samuel 24, a zis, alege din trei pedepse una. Și poate am fi zis noi, Doamne, dar avertisment n-ai? Nu, a trecut vremea avertismentului, a fost prin proroci înainte. Acum vine doar pedeapsă. Și astea uneori pot să dureze, sunt urmări, e școală.
și costă și doare. De ce? Dumnezeu ne pedepsește. Da, sunt situații în care suferința are alte motive, evident, nu facem acum clasificarea suferințelor. Noi vorbim doar despre pedeapsa în urma păcatului. Era un frate, eram încă în Apuseni, a ajuns în spital, m-a chemat la mărturisire și zice, astă noapte a venit la mine un înger, cred că era înger, era în haine albe, dar nu era așa, cât un copilaj. S-a mărit, s-a micșorat îngerul pe nivelul lui, așa să nu se sperie. A zis, știi de ce ești aici? Și bolnavul a zis în vis, știu. Da. Și s-a rugat Moise pentru Maria, Doamne, pentru vorbele alea, să nu fie ca un copil cu lepră. Vindec-o, Doamne. O săptămână să stea acolo. N-a fost mult o săptămână. Alalții i-a îngăduit ani și ani. Dumnezeu să aibă milă de noi. Vom accepta pedeapsa? Sau tot vom întreba pe Domnul, Doamne, dar de ce? Sau vom cârti? Asta spune Scriptura aici. Vă citesc versetul 7. Suferiți pedeapsa. M-a căutat un frate, avea vreo 70 de ani. Oarecum mai știam că de-a lungul vieții a avut scăpările lui. Deși altfel și-a pus mașina la dispoziția fraților și familia și... A zis, frate, eu am păcătuit. N-am fost serios așa. Ba mai but câte un pahar, ba mai spuneam câte o vorbă, ba mai puneam mâna așa. Zice, acum uite, sunt bolnav și nu îi cer lui Dumnezeu să mă vindece. Mi-e rușine să-i cer asta. Un singur lucru îi cer, să mă mântuiască. A suferit mult. Ultimele 35 de zile fără apă, fără mâncare. Și îmi spunea un copil de-a lui că a zis, dar oare dacă zic că mă doare, nu păcătuiesc. Dar cu așa pace a trecut că suferise pedeapsa aici ca să nu sufere dincolo. Îmi spunea fratele Simi Bumbar că l-a vizitat pe fratele Man, fratele acela care a trecut 100 de ani, de la o incendiu din cimitir a suferit arsuri pe mare parte a corpului și a mai trăit în spital 2 săptămâni. Medicii au zis, ce inimă tare are altul, ar fi murit repede. Și când l-a vizitat fratele Bumbar, pare că fratele Doran le-a zis, o mai găsit Domnul ceva de ars aici. Și a vrut să finalizeze aici, îmi spunea un alt frate care a avut niște crize puternice de rinic și eu știu ce s-a alea. Și m-am visat că eram la un spital, nu m-a pocăit. A venit cineva ca un medic în vizită și a zis, a întrebat cineva, dar de ce nu m-a pocăit aici? Ce nepocăiți nu se îmbolnăvesc? A zis, ăsta nu-i spital normal, ăsta e spital pe unde trece cine are conturi de încheiat, ceva de plătit. Toate se achită aici, ultima factură, și se trece dincolo la împărăția lui Dumnezeu. Și iar o leg de ce am spus la început. Dar de ce trebuie să ajungem acolo? Așa că ne-a fost drag păcatul? Dar ce-i plăcut în păcat? Păcăleala? Doamne, fie-ți milă de noi. Hai să ne angajăm să nu mai păcătuim. 1 Ioan 2:1, copilașul, vă scriu acest lucru ca să nu păcătuiți, dar ca să nu păcătuim, că de angajat e simplu să ne angajăm. Trebuie să ne luptăm, să rămânem în părtășie cu Tatăl, cu Fiul Său, cu frații, cu Cuvântul, cu Duhul Sfânt și să ne ferim de tot ce-i lumesc, să dăm la o parte toate piedicile și Domnul să ajute și pricine să fie îndepărtate, ca să rămânem în părtășie cu Tatăl și cu Fiul și asta pentru vecii vecilor. Amin.